Momente de panică în piața centrală din Târgu Jiu după ce un tânăr de etnie romă a fost bătut în stradă de un bărbat căruia încerca să-i vândă un parfum. Băiatul l-a agasat pe bărbat până ce acesta, enervat de insistențe, s-a întors și l-a luat la bătaie. Alte două persoane, tot de etnie romă, au intervenit în scandal. Dar ce aveți de reproșat? Că nu se iau măsuri suficiente cu... În legătură cu ce? Cu țiganii ăștia care vând de toate, peste tot. Asta e. Păi da, au autorizație, întrebați-i, duceți-vă la ei, uitați că e plin, haideți să mergeți la ei. Două persoane au ajuns la poliție după ce au provocat un scandal în piața centrală din Târgu Jiu. Un bărbat de etnie romă a încercat insistent să vândă un parfum unui tânăr, iar acesta, enervat de gesturile bărbatului, l-a luat la bătaie. Agresiv? Foarte agresiv, să știți, foarte agresiv, nu vă spun, foarte agresiv. Au încercat să mă păcălească și pe mine. Alți doi romi, un bărbat și o femeie, au intervenit în scandal și a ieșit o încăierare generală. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că între patru persoane a existat o altercație pe fondul unui conflict spontan. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Oamenii au sunat la 112 și în scurt timp au ajuns jandarmii, polițiștii locali și mascații de la IPJ Gorj. Toți cei implicați în încăierare au fost săltați de poliție și duși la audieri. Ei sunt acum anchetați pentru loviri și alte violențe. Traficul în zonă a fost îngreunat cât au durat cercetările și intervenția mascaților.